Pensionarii gorjeni vor primi din luna iulie mai mulți bani. Magistrații, aviatorii, grefierii, dar și alte categorii de pensionari nu vor beneficia însă de creșterea pensiei. Nu beneficiază însă de această majorare a punctului de pensie acele persoane care nu au pensia, care nu au calitate de pensionar. Și mă refer aici la cei care au cupon de pensie, dar drepturile le sunt stabilite în baza unor legi speciale, nu pe bază de punctaj. Și dau exemplu veteranii, IOVR-ul, adică invalizii, orfanii, văduvele de război, și o categorie mai puțin cunoscută este cea de beneficiari ai drepturilor stabilite în baza activității depuse în detașamentele speciale de muncă, precum și urmașii acestora. Punctul de pensie a mai crescut în luna ianuarie de la 871 de lei la 917 lei, iar la 1 iulie urmează să ajungă la 1100 de lei.